Au făcut un rezumat politic a ceea ce s-a întâmplat recent la nivel central în ceea ce privește fuziunea celor două partide și au explicat în detaliu cum vor fi structurate organizațiile din comune, municipiul și județul Giurgiu. Dacă până la acest moment biroul politic județean al PNL număra 30 de persoane, acum vor fi 66, inclusiv din organizațiile de femei, tinere și pensionari. Am stabilit așa natură încât să armonizăm cele două birouri. În ce sens? Dânsii, de exemplu, au doi prim vicepreședinți. Noi, în structura noastră, nu aveam prim vicepreședinți și urmează să nominalizăm și noi doi prim vicepreședinți din rândul vicepreședinților pe care îi avem acum. Dânsii aveau un secretar general cu doi secretari generali adjunți. Noi avem decât secretarul general, deci o să nominalizez și noi, din membrii biroului politic, doi secretari generali adjunți. La fel vom proceda și cu secretarii executivi. La fel se va întâmpla și la municipiu, a mai spus Mustățea, însă, dincolo de detaliile tehnice, a fost prezentat și obiectivul acestei alianțe prin fuziune. Cu toate că obiectul fuziunii nu l-a constituit, scopul fuziunii nu l-a constituit neapărat câștigarea alegerilor prezidențiale și polarizarea dreptei în România, formarea unui partid puternic de dreapta care să poată să se lupte de la egal la egal cu partidul de stânga, adică cu Partidul Social Democrat, dar obiectivul imediat al nostru îl constituie câștigarea alegerilor prezidențiale. Această fuziune nu s-a făcut de dragul de a face un partid mai mare, s-a făcut pur și simplu datorită faptului că era nevoie ca și pe dreapta să avem un partid mare. Acest partid mare probabil că va fi înscris la, va apărea hotărârea judecătorească undeva în 2015. Până atunci vreau să menționez faptul că noi la alegerile prezidențiale participăm sub sigla pe care o vedeți aici în spatele nostru. Este vorba despre Alianța Creștin-Liberală. Cei doi copreședinți ai Alianței Creștin-Liberale, Giurgiu, au reamintit faptul că, în perioada următoare, va fi făcut un studiu sociologic privind desemnarea candidatului unic la alegerile prezidențiale. În perioada imediat următoare se va face o cercetare sociologică în vederea desemnării unui candidat comun pentru prezidențiale între candidatul desemnat de PNL, domnul Klaus Iohannis, și candidatul desemnat de PDL, fostul ministru Predoiu. Eu cunosc destul de bine ambii candidați din partea PDL și a PNL. Amândoi sunt la fel de buni, dar marți, pe data de 5, veți afla numele celui care va ieși matematic drept candidatul nostru, cel care va sta cel mai bine în sondaje. Cu siguranță că o să ne întrebați cine o să fie acela, dar așteptăm întrebarea noastră să vedem cum o formulați.